Anul 2018 se apropie de final și e momentul unei retrospective. În acest punct, privind în urmă, putem spune că județul Hunedoara a avut un an greu, plin de evenimente nu tocmai plăcute. Nu avem cu ce să ne lăudăm, poate doar cu o fabrică Bosch, care va fi construită la Simeria. În rest, evenimentele din județul Hunedoara, nici măcar acum, în an centenar, nu ne fac cinste, nouă și celor care ne conduc. Trebuie să vedem împreună care au fost cele mai importante știri de anul acesta din județul Hunedoara. Începutul anului 2018, în Deva, a fost marcat de preluarea mandatului noului primar Florin Oancea. Acesta a câștigat fotoliul de primar în urma alegerilor locale parțiale, după ce fostul edil Mircea Muntean a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Mandatul său a fost marcat, încă de la început, de scandalurile cu Răzvan Mareș, fostul său viceprimar, dar și cel care a fost lângă el în campania electorală. Eu, ca primar, am promis devenilor ordine, curățenie și transparență. Acest lucru îl voi face în continuare pe fiecare serviciu. Și am mai spus un lucru. Cine greșește, plătește. Domnule viceprimar, nu este prima dată când faceți astfel de afirmații publice în care spuneți: eu nu semnez nimic, nu cunosc nimic. Cunoașteți foarte bine. Pentru că a știut ce face fiecare serviciu. Lupta dintre Mareș și Oancea a fulminat în momentul în care actualul primar a cerut consilierilor locali revocarea lui Mareș din funcția de viceprimar. În luna februarie, războiul dintre cei doi atinsese apogeul, atunci fiind a doua încercare de schimbare din funcție a viceprimarului. Încercare pierdută pentru că Oancea nu reușea să-l îndepărteze pe Mareș. A reușit abia în luna iunie 2018, atunci când mai mulți consilieri locali au inițiat proiectul de hotărâre care, odată votat de 2/3 dintre aleși, l-a îndepărtat pe Mareș din funcția de viceprimar. Lupta dintre cei doi se duce acum în instanță. Magistrații judecătoriei Deva au fost sesizați de Răzvan Mareș în urma declarațiilor făcute în luna februarie de primarul Florin Oancea, potrivit cărora acesta din urmă ar fi fost amenințat cu moartea în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. În luna noiembrie, cap de afiș al știrilor din județul Hunedoara a fost pădurea de la Certej. Guvernul intenționa să scoată din fondul forestier 56 de hectare de pădure din zona Certej, iar pe acest teren, canadienii de la Eldorado Gold urmau să dea curs proiectului de exploatare a minereurilor de aur și argint. Toată pădurea ar fi urmat să fie pusă la pământ. Numai că nu a ieșit cum a dorit Deva Gold, cea care are pădurile în concesiune, pentru că întreaga suprafață se află în litigiu. Ministerul Apelor și Pădurilor a oprit procedura de scoatere a celor 56 de hectare de pădure din Fondul Forestier Național. Defrișarea pădurii, care echivalează cu o suprafață a 113 terenuri de fotbal, face parte din planul companiei miniere Deva Gold de a construi mina de aur cu cianuri de la Certej. În total, dacă proprietarul ar merge mai departe, 156 de hectare de pădure ar dispărea pentru totdeauna în următorii ani. Prevenirea tăierii pădurii de la Certej este o victorie a societății civile și a comunității locale care au participat la consultarea publică organizată de minister. În cadrul acesteia au fost trimise mai mult de 4500 de opinii, sugestii și comentarii, care au făcut imposibilă continuarea în condiții de legalitate a procedurii prevăzute de Codul Silvic. În plus, au fost depuse peste 21.000 de semnături ale petiției Salvăm pădurea din Certej la Ministerul Apelor și Pădurilor. Mai mult, membrii comunității de CLIC și activiștii Mining Watch Romania au predat reprezentanților ministerului o drujbă de aur în semn de protest. La mijlocul lunii noiembrie, Ziar de Hunedoara vă prezenta în exclusivitate faptul că pădurea de la Certej, pentru care guvernul avea în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind scoaterea din fondul forestier a 56 de hectare de pădure, este în litigiu. Astăzi, același lucru îl spun reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor, care au stopat scoaterea din fondul forestier a celor 56 de hectare de pădure. Ministerul este obligat astfel să aștepte decizia instanței de judecată. Având în vedere cele menționate mai sus, propunem: 1. Sistarea promovării proiectului de hotărâre de guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din Fondul Forestier Național a unui teren în suprafață de 56,1579 hectare în vederea realizării obiectivului exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei de către instanța de judecată cu privire la dosarul numărul 3067/221/2017 aflat la judecătorie
primăria Deva sau până la prezentarea de către beneficiar de dovezi din care să rezulte că terenurile solicitate pentru scoaterea din Fondul Forestier Național nu fac obiectul litigiului la care s-a făcut referire în cuprinsul prezentei note, se arată în decizia Ministerului Apelor și Pădurilor. În această situație, suprafața nu poate fi scoasă din Fondul Forestier. Asociația Obștea Agricolă Măcrișul a dat în judecată Comisia Locală de Fond Funciar Certejul de Sus și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor Hunedoara, cerând instanței să le restituie pădurea retrocedată. În 2018, niciun metru nou de autostradă nu a fost deschis în județul Hunedoara. Asta deși, la mijlocul anului, reprezentanții Ministerului Transporturilor, dar și cei ai firmei care construiește lotul 4 la autostrăzii Drugoș-Deva, ne dau asigurări că vor finaliza lucrările până la final de an. Nu s-a întâmplat așa, iar lucrările sunt departe de a fi gata. În 2018, niciun metru nou de autostradă nu a fost deschis în județul Hunedoara. Asta, deși la mijlocul anului, reprezentanții Ministerului Transporturilor și cei ai firmei care construiește lotul 4 a autostrăzii Lugoș-Deva dădeau asigurări că vor finaliza lucrările până la final de an. Nu s-a întâmplat așa, iar lucrările sunt departe de a fi gata. Lotul 4 al autostrăzii Lugoș-Deva. Termen de finalizare, mai 2016. Lucrările au fost întârziate de mai multe probleme tehnice, printre care s-a numărat descoperirea în apropiere de Șoimuș a unei peșteri cu lilieci și descoperirea în Brănișca a unui cimitir pe traseul autostrăzii, care au dus la suspendarea execuției lucrărilor în zonele afectate pentru mai mult de un an. Termenul de finalizare a fost amânat cu mai bine de 2 ani, iar constructorul Spedition UMB a dat asigurări că tronsonul va fi gata la finalul anului 2018. Finalul anului a venit, dar nu putem circula încă pe autostradă. Dealul liliecilor din zona satului Șoimuș se prăvălește zilnic, puțin câte puțin. Aici muncitorii construiesc lotul 4 al autostrăzii Deva-Lugoș, cel care va lega județul de vestul țării printr-un drum de mare viteză. Tronsonul dintre Lugoș și Deva este continuarea autostrăzii Orăștie-Sibiu, cea care în 2015 a crăpat și a început să o ia la vale, la câteva zile după ce a fost inaugurată. Problemele de pe lotul 3, Orăștie-Sibiu, continuă și astăzi. Blestemul autostrăzilor care se prăvălesc continuă însă și pe tronsonul Șoimuș-Ilia. La finalul lunii octombrie, UMB susținea că va termina lucrările de la dealul Șoimuș anul acesta. La 2 săptămâni de la această declarație, UMB transmitea în scris către România Te Iubesc că termenul din contract este august 2019. La finalul lunii noiembrie, însă, cocoțat pe niște paleți, exact lângă dealul liliecilor, într-o vizită parcă de curtoazie făcută firmei din Bacău, care construiește lotul 4 al autostrăzii, ministrul transporturilor, Lucian Șova, susținea că este mândru că e băcăuan. Împreună cu inginerii voștri știți ce aveți de făcut și veți arăta că practic se pot face lucrări grele, importante și la timp și în România. Eu sunt Lucian Șova, ministrul transporturilor, sunt mândru că sunt băcăuan, sunt mândru că sunteți băcăuani, eu sunt Lucian Șova, care știu bine ce fac și fac bine ce știu. După ce a vizitat lotul 4, ministrul a făcut o scurtă inspecție și pe lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva, care se află tot în județul Hunedoara. Pot să spun că doar generalul Iarnă a rămas dușmanul nostru în aceste timpuri, dar am speranța că în primăvară timpuriu lucrările vor fi reluate. Sigur că și în iarnă, atâta timp cât se va mai putea din punct de vedere meteorologic, am asigurări de la constructori că vor susține în continuare șantierele, astfel încât cele două loturi repede, în primăvara anului viitor, să poată fi date în exploatare. Așadar, cel mai probabil, în cel mai fericit scenariu, doar la primăvară hunedorenii pot începe să viseze la o autostradă care să lege județul de Europa. Pe aici, din județul Hunedoara, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă dorim un an nou cât mai bun!